Bună seara, prieteni! Bine ați venit în fața micilor ecrane și în această seară de ianuarie pentru a urmări emisiunea Meet Milk, cu producția agenției Infogroup și a postului de televiziune Agro TV. Sunt Ilie Soian, directorul editorial al agenției, și iată că în această seară debutează sezonul 11 al emisiunii noastre. Am marea plăcere ca, înainte să încep dialogul cu invitatul nostru special, să o invit în studio numărul 4 pe colega noastră, prietena voastră, Veronica Ursachian Andrei, revenită după o fericită vacanță în care a devenit din nou mămică, să vă prezinte, bineînțeles, sigur că da, numai decât chiar acum, prieteni, știile Meet Milk. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Sunt Veronica Ursachie Andrei și acum, la începutul sezonului 11, vă urez mult succes în anul 2022. Iată care sunt noutățile pe care vi le-am pregătit pentru această ediție. Cel mai important eveniment din calendarul manifestărilor de gen din România, Expo Conferința Internațională Meet Milk, va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie la Hotel Alpin din Poiana Brașov, fiind organizată de agenția Infogroup și revistele Meet Milk și Infoferma, în conformitate strictă cu reglementările sanitare în vigoare. Cea de-a 11-a ediție va reuni elita fermierilor, procesatorilor, a furnizorilor de tehnologii și servicii din sectoarele de carne și lapte ale României. La lucrări vor fi prezenți reprezentanți la vârf ai MEADR, ANSVSA, ANPC, APIA, precum și ai celor mai mari organizații profesionale din țară: Federația Romă Alimenta, ARC, APRIL, APCPR, FCBR, APAR, AMRCR, ProAgro, etc. Din programul evenimentului nu vor lipsi informările oficialilor, comunicările științifice, prezentările de tehnologii și servicii, workshop-urile și dezbaterile pe cele mai acute subiecte, dar mai ales nu va lipsi dialogul dintre participanți, conferința Meet Milk fiind ca întotdeauna cel mai bun loc de networking. Secțiunea Expo își va avea locul său bine meritat, la fel cum din program nu vor lipsi secțiunile Movie Meet Milk, Forum Retail, Liber la cuvânt, dar nici Consiliul de Miniștri, moment care va reuni foștii miniștri ai agriculturii din ultimii 11 ani. Gala premiilor Meet Milk este programată pentru seara zilei de 6 iunie, iar pentru facilitarea dialogului bilateral, organizatorii vor amenaja Business Corner, locul discuțiilor discrete. Partener media va fi postul de televiziune Agro TV, care va transmite live, integral, lucrările conferinței. În perioada imediat următoare vom reveni cu informații despre tematica evenimentului, titluri, program, precum și cu toate noutățile de organizare. Înscrieți-vă acum, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri pe meet.milk/conferință, pe meet-milk.ro, pe office@infogroup.ro și la telefon 021-223-2521. Celis Monitor și Facebook Monitor, platforme de monitorizare și analiză ale companiei Triors, au dat publicității topul vizibilității în online a mărcilor de lactate și carne pentru luna decembrie 2021. Potrivit datelor analizate din piața de lactate, pentru categoria expresii, clasamentul principalelor 5 locuri este următorul: Delaco, Olympus, Napolact, Hochland și Danonino. În categoria top players, primele locuri sunt ocupate de Delaco, Mugura, Nucet Bunătăți Mănăstirești, Olympus Foods România și Müller România. În privința mărcilor de carne și mezeluri, topul categoriei expresii plasează pe primele 5 locuri: Cristim, Campofrio, Mandy Foods, Transavia și Scandia Sibiu. Pentru ca primele locuri din categoria top players să fie ocupate de Cristim, Matache Măcelaru, Pate Bucegi, Scandia Sibiu și Periș. Clasamentele complete le puteți consulta pe icads.ro. APIA reamintește că data până la care se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor aferent lunii decembrie și trimestrului 4 al anului 2021 este de 31 ianuarie inclusiv. Cererile se depun la sediile camerelor APIA, unde a fost depusă cererea inițială anuală, sau se transmită de către fermieri prin mijloace electronice, poștă electronică, fax, etc.
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei va fi însoțită și de documentația publicată pe site-ul instituției. Documentele transmise vor purta sintagma conform cu originalul, însușite prin semnătura solicitantului și vor sta la baza operării și verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare. Asociațiile pot opera online facturile aferente serviciilor prestate. Informații suplimentare pe apia.org.ro. Institutul Național de Statistică a publicat ultimele date referitoare la producția de carne, lapte și lactate la nivelul lunii noiembrie al anului trecut. În luna noiembrie 2021 față de luna octombrie 2021, numărul sacrificărilor a crescut la bovine, la porcine și la păsări, iar la ovine și caprine a scăzut. Greutatea în carcasă a crescut la bovine și la porcine, iar la ovine și caprine și la păsări a scăzut. În privința laptelui, în luna noiembrie 2021, cantitatea de lapte colectată de unitățile procesatoare a scăzut cu 3.266 de tone față de aceeași lună a anului anterior. Producția de lapte a crescut la brânzeturi cu 8%, lapte de consum cu 6,3% și acidofile cu 2,4%. Cantitatea de lapte brut importată de către unitățile procesatoare a crescut în luna noiembrie 2021 cu 15,5% față de luna corespunzătoare din anul precedent. Dragi prieteni, acestea au fost știrile Mitmilk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc și să ne revedem sănătoși și săptămâna viitoare. Îți mulțumim, Veronica, sunt convins că telespectatorii au urmărit cu interes știrile pe care le-ai prezentat. Prieteni, rețineți informațiile, știți că de fiecare dată noi dăm altfel de știri, altfel de informații în rubricile noastre curente. Am marea plăcere ca să vi-l prezint și să-i spun bună seara în acest moment domnului Adrian Balaban. Bună seara, domnule Balaban. Bună seara, medic veterinar. Președintele Asociației Medicilor Veterinari cu Practică în Creșterea Suinelor și totodată președinte de Cooperativă Agricolă de Producție Suine. Bineînțeles. V-ați dat seama și din promurile pe care le-am făcut, dar și datorită preocupărilor profesionale ale domnului Balaban, că tema în această seară este situația producției de carne de porc din România. Care, în ce situație se află, domnule Balaban? Care se află în cea, cea mai neagră situație în care am fost în ultimii, cred că 10 ani de zile, dacă nu chiar 15 ani de zile, am revenit cu producția undeva la nivelul anului 2007. Cred, avem o scădere a efectivelor în exploatațiile comerciale, efectivelor sacrificate într-un an de zile de peste 1 milion de capete față de 2017, chiar undeva în jurul la 1.200.000 de capete. Deci, situația este dezastruoasă. În continuare, pesta porcină africană face ravagii. Anul trecut am pierdut cel mai mare număr de ferme într-un an calendaristic. Exploatații înregistrate, vorbim. Exploatații comerciale înregistrate, bineînțeles. Cel mai mare număr de scroafe din, din exploatațiile comerciale. Asta e o mare dramă. E cea mai mare dramă. Da, pentru da. Că producția într-o exploatație de îngrășare poate fi reluată relativ rapid. În funcție de dimensiune, într-o perioadă de între, 6 și 8 luni de zile, producția poate fi reluată, urmând ca 3 luni mai târziu să ieși pe piață cu primii produși. Însă, într-o fermă de scroafe, având în vedere specificul acestei ferme, specificitatea acestei ferme, reluarea producției durează mult mai mult. Primii produși vor ieși pe piață după o perioadă și mai lungă de timp, deci practic minim
14 luni, 18 luni durează reluarea producției. Ciuda mea foarte mare este că această nenorocită de peste porcină africană a venit și a început să extindă în România exact în momentul în care sectorul era pe trend ascendent, își revenea la modul serios, își revenise și chiar efectivele creșteau, începusem și exportul, totul era bine. Totul era pe plus din punctul ăsta de vedere, era o situație favorabilă nouă crescătorilor de porci, toți aveam planuri de expansiune și de dezvoltare, plus că având în vedere specificul țării noastre, suntem unul dintre cei mai mari producători de cereale din Europa, este o zonă propice dezvoltării creșterii porcilor. Însă a venit nenorocirea cu pesta porcină africană și toate planurile au fost date peste cap. Am ajuns să ne lăudăm cu exporturi masive de cereale și cu importuri din ce în ce mai mari de carne de porc. Acum au ajuns, îmi pare, la 80% sau greșesc? Nu există o statistică clară, dar noi estimăm că din totalul consumului undeva la 75%, 70% vine din import. Din consumul import. De carne proaspătă. Cred că pentru carnea procesată acest procent este mult mai mare, poate să apropie de 80-85%. Ciuda mea, pe de altă parte, a doua ciudă, vine și din faptul că în fermele industriale, în exploatațiile industriale, lucrează adevărați profesioniști care au făcut în așa fel, în momentul în care a venit și criza sanitară cauzată de COVID-19, să nu fie afectată activitatea în asemenea măsură. Bine, au fost aici colo că situații mai delicate, însă în niciun caz nu a fost afectată activitatea de creștere a porcilor. Pentru că dumneavoastră, cu toții, vorbesc la nivel național, a știu ce trebuie să faceți. Da, având experiența pestei porcine în spate și având experiența respectării măsurilor de biosecuritate, pentru noi a fost simplu să implementăm în fermă niște măsuri nu neapărat suplimentare, dar niște măsuri care să protejeze în plus și sănătatea colegilor care lucrează în ferme și portul măștii care a devenit obligatoriu în ferme. Oricum se întâmpla acest lucru, dar era opțional pentru cei care aveau anumite sensibilități, dar sau portul mănușilor de unică folosință. Oricum, noi avem dezinfectanți și folosim dezinfectanți la aproape fiecare trecere de la un sector la altul, la fiecare trecere de la un sector la altul, atât dezinfecția mâinilor cât și a încălțămintei la noi este obligatorie, dar și acest lucru ne-a făcut să reușim să ne protejăm, angajații în măsura în care s-a putut, pentru că evoluția pandemiei de COVID și aceste valuri succesive cu anvergură și cu numărul mare de cazuri care a apărut, cât am putut să le controlăm, le-am controlat, dar una peste alta am reușit să ținem fermele pe linia de plutire și nu sub nicio formă activitatea în ferme nu a fost perturbată de această pandemie. Ultima oară noi ne-am văzut astă vară la o conferință de presă organizată de APCPR. Da. Erați prezent acolo împreună cu domnul Ioan Ladoș și cu doamna Stanca Tudor. Da. Ce s-a schimbat, cred, mai mult ca sigur în rău, față de vara trecută? Păi, în bine nu s-a schimbat nimic. Chiar la începutul verii, semnalele vis-a-vis de evoluția pestei porcine africane erau încurajatoare. Aveam o scădere a numărului de focare la acea dată, însă știam cu toții că odată început sezonul cald și începându-se recoltarea cerealelor din câmp, urma să crească numărul de focare, însă așteptările ne-au fost depășite de realitatea din teren. Am avut anul trecut un nou record de focare de pestă porcină africană. Am avut, așa cum v-am spus mai devreme, cel mai mare număr de exploatații comerciale infectate și acest lucru s-a întâmplat mai ales în a doua parte a anului, de la sfârșitul lui august sau începutul lui august până în luna decembrie. Au fost continuu exploatații infectate.
Au fost zone grav afectate, cum a fost județul Ialomița, în care activăm și noi, județul Buzău, județul Olt, unde au, județul Brașov, unde s-au registrat foarte multe focare în exploatații comerciale. Mai mult decât atât, am avut o evoluție fulminantă a prețurilor pentru materiile prime folosite în hrana animalelor, mă refer aici în principal la cereale și la șroturile proteice, și culminând cu scumpirea gazelor și a curentului electric, pe care o resimțim cu toții. Care e situația în momentul de față la cooperativa dumneavoastră, la Sidiștea? Pe ansamblu. Cooperativa noastră... Cum se descurcă fermele membre? Foarte, foarte greu ne descurcăm. Din nefericire pentru noi, anul trecut am pierdut 4 ferme, dintre care 2 ferme de scroafe. Practic, activitatea noastră a fost redusă cu aproape 60%. Și dezamăgirea cea mai mare vine din faptul că din știința noastră, noi am făcut tot ceea ce am putut ca să protejăm fermele, însă cumva virusul a reușit să pătrundă în fermă și chiar dacă am făcut tot felul de investigații, nu sunt deocamdată convins că am identificat exact calea prin care acest virus a pătruns în fermă. Într-adevăr, da, toată lumea incriminează omul, dar creșterea animalelor este o activitate umană. Undeva a apărut o eroare, cu toții am făcut o eroare. Asta dacă ne raportăm doar la un singur sau un vector principal, care ar fi omul, pentru că acesta este incriminat și în literatură cel mai des. Însă sunt din ce în ce mai multe dovești științifice care ne duc și în alte direcții și identifică și alți vectori, ori pentru a reuși... Contaminarea ambientală, aeriană? Transmiterea aerogenă este pe distanțe scurte este posibilă și în anumite circumstanțe. Da, adică fermele noastre sunt izolate. Nu pot fermele noastre sunt izolate, însă în jurul nostru sunt fonduri de vânătoare, există mistreți, am găsit cadavre aruncate pe câmp, am găsit resturi de porci aruncate pe câmp, avem o grămadă de câini vagabonzi care umblă dintr-o parte într-o altă, deci situația este foarte greu de controlat în afara fermelor. Și aici îi înțeleg și susțin pe colegii medici veterinari de stat care au de administrat suprafețe mari de teritoriu, ori ei nu pot face treaba aceasta singuri. Ar trebui aici să aibă susținerea mai multor autorități care și cu toții să participe la a încerca să curețe teritoriul. Domnule doctor, de ani de zile, că de fapt putem să vorbim de ani de zile, vorbim despre faptul că într-o asemenea situație trebuie acționat concertat cu un singur comandament, cu o singură comandă. Corect. Iar în acțiunile astea trebuie să colaboreze mai multe instituții ale statului. ANSVSA-ul, bine, dumneavoastră, în primul rând, ANSVSA-ul, poliție, Ministerul de Interne, toți cei implicați. Da, eu cred că lucrurile trebuie să înceapă de la fiecare crescător, dar mic când? Sau mare, împreună cu autoritățile locale, mă refer aici la primărie, consilii județene, consilii locale, consilii județene și apoi structurile mari guvernamentale, care toate trebuie să-și dea concursul în a controla acest... Comanda la vârf și pe urmă împărțite sarcinile pe din teritoriu. Din nefericire, suprapunerea celor două pandemii, pentru că pesta porcină africană este o pandemie. Deci evoluția pestei porcine africane este o pandemie. Da. Numai de la începutul anului până acum avem trei noi țări contaminate cu pestă porcină africană. Avem Italia, unul dintre cei mai mari importatori și exportatori de carne de porc în Italia, în Piemont. Nordul Italiei. Și de la un mistreț au ajuns la 30 de mistreți și probabil vor ajunge foarte rapid la 1000 de mistreți afectați. Avem Macedonia de Nord la porcul domestic și avem Thailanda, unul dintre cei mai mari consumatori de carne de porc din sud-estul Asiei.
Deci, vorbim de teritorii dincolo, vaste. Dincolo avem și Republica Dominicană. Avem Republica Dominicană, da. Și Haiti în asta, America Centrală. Asta interesează din perspectiva prețurilor viitoare. Și din perspectiva de reglărilor la nivelul la nivel global. Exact. De reglărilor de mișcare a cărnii, pentru că, de exemplu, sau de exemplu, nu este un exemplu, este o realitate. În momentul în care a fost confirmată pesta porcină africană în nordul Italiei, China, Japonia și alte țări, Hong Kong, au spus stop, nu mai importăm carne din Italia, carne de porc din Italia. La fel cum s-a întâmplat și în Germania. Exact. Ori Italia este unul din marii importatori de carne, mari cumpărători de carne din Europa și un mare exportator de carne către țările din Sud-Estul Asiei și alte țări, mai ales ei au produselor specifice. Ori acest comerț în momentul de față este perturbat. Asta va duce la o scădere a prețului cărnii. Eu estimez la o scădere a prețului cărnii pe termen scurt, până când lucrurile se vor rearanja și până când se vor găsi sau se vor încheia noi parteneriate de schimb între țări. Ori pesta porcină africană în momentul de față cred că trebuie managerizată la nivel general. Bun, local, național, fiecare țară trebuie să ia niște măsuri foarte serioase și la fel Uniunea Europeană ar trebui să aibă un plan general pe care să-l impună, pentru că și EFSA nimeni... spune că are planul. Eu dacă intru pe site la EFSA, în subsolul paginii, văd planul de acțiune EFSA la nivelul Uniunii Europene. Da. Și acest plan se pare că nu funcționează. Din punctul meu de vedere, nu funcționează, pentru că aplicând aceste măsuri... Dovadă că se întinde în Italia. Dovadă faptul că apar în diverse zone, avem... Și vorbim de țări foarte serioase, adică noi am putea spune, domne, români, lasă-i încolo. Dar iată că în Germania se extinde. În Germania se extinde, în Polonia se extinde, în Italia a apărut de curând. Ok, Belgia a reușit să o țină sub control, dar belgenii au acționat, având experiența din urmă cu pesta porcină africană și având experiența peste porcine clasice din anii 90, au reușit să acționeze foarte rapid, să țină situația sub control. Ori în general... Cehia spune că a eradicat-o. Cehia a fost un caz fericit, un caz particular. Bravo lor, dacă au reușit să o eradicheze, bravo lor. Sunt alte țări care, uitați, Ungaria, care nu a raportat niciun caz la porcul domestic, dar în continuare raportează cazuri la porcul sălbatic. Sunt țări care reușesc să o controleze, țări care nu reușesc să o controleze. Ori eu cred că ar trebui să abordarea să fie mult mai unitară. Ar trebui să fie unitară. La nivelul întregului teritoriu european, să ia aceleași măsuri, în același ritm și să se respecte un plan. Pentru că atunci când fiecare face ce vrea, situația va scăpa de sub control. Iată, în toamnă exista speranța că va fi până la urmă promulgată și dată legea porcului, să spunem așa, cum am să o numim generic. În momentul de față nu mai e nicio șansă, practic. Eu cred că este vorba de o neînțelegere, mai mult o problemă de comunicare. Noi avem nevoie să reglementăm creșterea porcului în România, nu doar pentru a controla pesta porcină africană, ci și pentru a reuși să ne perpetuăm tradițiile de care vorbim. Pentru că ceea ce vom pierde pe termen lung, posibilitatea de a ne salva ceea ce considerăm noi că ne aparține. Tăierea porcului în mod tradițional de ignat, producerea celor preparate tradiționale. Ori acest lucru, dacă nu vom reuși să controlăm pesta porcină africană, nu va mai putea fi pus în practică. Pentru că, ce se întâmplă? Pesta porcină africană este o boală cu o mortalitate, cu o morbiditate de 100%, adică 100% din porcii care vin în contact cu virusul vor muri. Mor. Și vor dezvolta semne clinice de boală și 99,9% mor. Deci, probabilitatea ca un porc să scape de acest virus este foarte mică, spre nulă. Mai degrabă câștigi la loto decât să zici că ai scăpat de pesta porcină africană. Ori dacă noi nu înțelegem că trebuie să ne protejăm animalele,
împotriva acestui virus, nu vom mai reuși pe termen lung să ne păstrăm tradițiile. Ori, din punctul meu de vedere, este s-a plecat de la o premisă greșită. Dom'le, de ce să crească omul un porc sau doi sau cinci sau zece? Din punctul meu de vedere, ar trebui lăsați, poți crește oricâți porci vrei, dar în anumite condiții. Iar acele condiții trebuie să fie respectate de către de toată lumea. Atât de exploatațiile comerciale, cât și de cei care vor să crească porci pentru autoconsum. Deci, comercial, oricare vinde porci, nu contează că vinzi un porc pentru unui vecin sau este o activitate comercială. Trebuie să respecti aceleași condiții pe care respectă orice alt producător. Pentru că atunci eu de ce aș mai respecta condițiile? De ce statul mi-a bun, dar eu vă spun atenție următoarea situație. În decembrie, înainte de sărbători, a fost prezentat un caz de comerț de carne de porc de pe net. Da. Așa. Persoanele respective nu erau exploatații comerciale în niciun caz, nici măcar gospodarii înregistrați ca PFA, tăiaseră porcii, nu chemaseră niciun medic pentru examen și oamenii au întrebat, dom'le, dar de unde știu sigur că e sănătoasă carne? Zice, păi o cumpărați și mergeți cu ea la doctor ca să o verifice. Lucrurile stau un pic altfel. Adică sunt unii nenorociți, că așa-i numesc direct, eu îmi permit, sunt unii nenorociți care nici măcar nu mai țin legătura cu medicul veterinar. Domnul Stoian, eu cred Goana că după banii a indivizilor ălora e totală, pentru că nu prea cred eu că în exploatațiile comerciale se întâmplă greșeli flagrante. Noi nu vindem animale muribunde. Noi nu vindem animale a căror stare de sănătate nu este atestată de către un medic. Ăla era un individual care făcea speculă, pur și simplu, cea mai ordinară formă. De-a lungul timpului, tot ce s-a reținut despre pesta porcină africană a fost că ea nu se transmite la om. La om. Ceea ce este foarte bine, foarte important că nu se transmite la om. Însă, în cazul ăla era vorba de trichineloză, de balte. Însă, nu se recomandă sub nicio formă consumul cărnii provenite de la animale bolnave. Acest lucru ar trebui să se... Acest lucru este interzis. Pentru că nici un veterinar din lume sau niciun crescător, niciun fermier nu poate fi sigur că un porc care manifestă niște semne clinice care pot fi atribuite unui bol este clar infectat cu acea boală, fără să ai un examen de laborator, fără mai multe examinări. Da. Noi, în fermă, noi oameni care vedem zeci de mii, care îngrijim sute de mii de animale și nu punem niciodată un diagnostic de certitudine fără a avea în spate un rezultat de laborator. Deci, în momentul în care ai un animal care este bolnav, acela poate fi bolnav sau poate fi infectat cu mult mai multe alte virusuri decât pesta, sau bacterii decât pesta porcină africană, inclusiv unele care se transmit la om. Da. Deci, în această situație, un animal muribund trebuie inspectat de către un sau consultat de către un medic veterinar și dacă medicul veterinar consideră dar că poate fi tratat să-l trateze, dacă nu, animalul respectiv poate fi ucis, iar carnea sub nicio formă nu trebuie să ajungă în consumul uman. Rămânem la această idee, trebuie să dau legătura pentru publicitate. Dragi telespectatori, rămâneți în fața micilor ecrane. În 2-3 minute ne întoarcem pentru a continua dialogul cu domnul doctor Adrian Balaban.